Un program de finanțare din fonduri europene așteptat de crescătorii de animale va fi lansat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în 20 decembrie. Este vorba despre intervenția DR20 investiții în sectorul zootehnic, din cadrul Planului Național Strategic. Această inițiativă are ca obiectiv îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor zootehnice, modernizarea sectorului agricol prin stimularea cercetării, tehnologiei și digitalizării, precum și creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea acestora la nivelul fermei. Programul finanțat din fonduri europene este deschis fermierilor, cooperativelor agricole, societăților cooperative și grupurilor organizațiilor de producători recunoscute de MADR. Sprijinul nerambursabil este acordat fermierilor, excluzând persoanele fizice, și are o valoare maximă de 2 milioane de euro per proiect. Pentru proiectele axate exclusiv pe achiziția de utilaje și echipamente agricole, sprijinul public poate atinge suma de 300.000 de euro per proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maximum 65% din costurile eligibile per proiect, contribuind astfel la susținerea investițiilor în sectorul zootehnic. Sesiunea pentru intervenția DR20 se va desfășura în intervalul 20 decembrie 2023, ora 9, 30 aprilie 2024, ora 4. Alocarea financiară pentru sesiunea de depunere a proiectelor este dedicată mai multor ramuri din industria zootehnică, sectorul de creștere a bovinelor, inclusiv bubaline, componenta sector suine, componenta sector ovine caprine, păsări de curte, creșterea albinelor, componenta găini outoare, modernizarea pentru trecerea de la baterii îmbunătățite la sistemele alternative de creștere. Pentru detalii suplimentare, ghidul solicitantului și formularele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.